Republica Moldova a trimis întotdeauna negociatori competenți la dialogul cu Gazprom, iar la necesitate, însuși președintele țării sau premierul se deplasau în Federația Rusă. Iar acest lucru a dat rezultat pozitiv în negocieri uneori destul de dificile cu conducerea Federației Ruse și chiar cu Gazprom. S-a întâmplat bunăoară în 2002. Pentru prima dată am semnat un acord la nivel de guvern și nu între agenți economici. Am realizat o reducere cu 10% a prețurilor la gaze pentru populație de la 1 februarie 2002. La mijlocul anilor 2000, principalul negociator al gazelor din partea Moldovei a fost prim viceprim-ministrul Zinaida Greceanu. Tot atunci, grație meritelor sale, au avut loc negocieri de succes privind restructurarea datoriilor de milioane de dolari ale Republicii Moldova către Clubul Creditorilor din Paris, precum și către Federația Rusă, ceea ce a îndepărtat ideea că țara noastră s-ar putea pomeni în incapacitate de plată. Tot Greceanu a fost cea care a adus și negocierile referitoare la vizionarea cu gaze, când a devenit prim-ministru. După venirea la putere Alianței pentru Integrare Europeană, care a știrbit semnificativ relațiile cu Moscova, viceprim-ministrul și ministrul economiei de atunci, Valeriu Lazăr, a devenit principalul negociator pe problema gazelor, în ciuda relațiilor bilaterale precare și a punerii în discuție deja a problemei achitării datoriilor istorice. El a manevrat cu succes negocierile cu concernul rus. E mai ușor cu datoria moldovenească, vom face o conversie material și vom ieși la zero. După ce toată puterea din țară a fost concentrată în mâinile Partidului Democrat, relațiile cu Federația Rusă nu s-au îmbunătățit. Atunci însă, președintele țării Igor Dodon s-a alăturat procesului de negocieri. În primele luni ale mandatului său prezidențial, acesta s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele Gazprom Alexei Miller. Iar în toamna lui 2019, Igor Dodon a convenit cu partea rusă să reducă tarifele pentru livrările de gaze. Potrivit experților actuali, moldoveni cu Gazprom nu se pot lăuda cu o experiență deosebită și cu un profesionalism în desfășurarea unor astfel de negocieri, iar președintele Maia Sandu și premierul Natalia Gavriliță refuză categoric să se implice în negocierile pe tema gazelor. Deși peste 4 zile, la 31 octombrie, expiră contractul cu Gazprom, prelungit deja cu o lună. Să fie oare Republica Moldova la un pas de colaps energetic? Cine știe?